Deci, situația este dramatică. Nu zic niciun bine v-am găsit. Băi, 2020 în sfârșit nu avem manele pe trending. I've seen things you people wouldn't believe. A, sigur ați auzit că Velea și Abby au pus pe YouTube răspuns. Unul e pe unul în trending și altul e pe... L-o șters. În fine, era sus în trending, 4-5 pe acolo și avea jumătate de milion de views parcă sau ceva de genul. Oricum, a luat foc internetul cu scandalul ăsta, bă, mai întâi Insta-ul, acum YouTube-ul și toate canalele de știri de cancan din România, până și Mircea Badea, de la care nu mă așteptam, o vorbi despre scandalul ăsta. În lumea mea, Abby Talent nu exista, adică nu știam că există. Ok, deci hai să luăm tot în ordine cronologică. Am vorbit despre răspunsul lui Zbur, acum vorbim despre răspunsul lui Velea. Salutare, sunt Alex Velea, tată, soț și artist și mai ales unul dintre cei mai mari susținători ai noii generații. Fie interes, fie vlogger, pentru că pe la noi, pe la studio, au trecut aproape... Muzica mai încet, te rog, Velea, că vreau să te aud cum vorbești, că vorbești frumos și fluent. Ok, stai că scot eu muzica. Sunt Alex Velea. Eu, Alex Velea. Alex Velea există în muzică. Bă, tot clipul eu sunt Velea. Ok, bine, nu mai fac mișto. Bă, uite câteva argumente interesante din răspunsul lui Velea. Înainte de toate vreau să-mi cer scuze pentru limbajul folosit din ultima perioadă pe story-urile mele. Nu mă caracterizează un astfel de limbaj, dar am fost provocat, am fost atras în treaba asta. No! Interesant, ai fost provocat și ai mușcat momeala și ai avut un limbaj licențios și după te miri că oamenii te înjură de familie. Da, e urât, dar asta e internetul, nu e ca și cum ești de azi pe el. În orice caz, e foarte urât să fii înjurat de mamă și de familie. Chiar dacă ai folosit un limbaj urât și tu în story-urile tale, un limbaj clar neadecvat pentru vârsta ta și profesionalismul de care dai dovadă, pentru că da, ești chiar foarte profesionist când vine vorba de munca ta, can't argue that. Revenind, chiar dacă ai folosit un limbaj urât care a avut ca urmare înjurăturile primite de la copiii respectivi, sper că sunt copii, că dacă au peste 12 ani și te-au înjurat, e grav pentru ei. Nu poți să aduci ca argument și să joci victim cardul pe faptul că te-au înjurat lumea. Bă, asta e lumea virtuală, asta e viața virtuală, din păcate. Internetul. Că-ți place, că nu-ți place. A, bă, și pe lângă asta, așa ca o paranteză, de ce e muzica așa de tristă pe fundal, bă? Zici că mă uit la video că eu închis canalul lui Epic Shorty, care chiar e trist și îmi pare rău pentru omul ăla, no joke. A dus pe pulă. Nu că mă uit la o ceartă între doi care era rezolvată cu un contract și între alții doi unde unul face mișto și alălalt opus la suflet prea tare și a ajuns să-și primească înjurături în privat. Gen 10 din 10 Rotten Tomatoes, nice drama. Bă, filmez acum a doua zi și văd că Zbur ăsta a pus răspuns pentru răspunsul lui Velea la răspunsul lui și văd că și Velea a scos un diss track pentru Abby. Nu o să discutăm despre chestia lui Zbur pentru că aia este pentru un alt episod. Acum în episodul ăsta vorbim despre conflictul dintre Abby și Velea, nu dintre Abby, Zbur, whatever, ați înțeles voi ideea. Velea a zis mai multe argumente bune în episodul ăsta, bineînțeles, și-a apărat mândria, să zic așa, și-a apărat familia, cum ar... Da, după cum a zis și el în video, eu a fost atacat de familia și ce întregește el cel mai mult, adică munca lui, muzica lui și chestia asta, îți dai seama după atâta timp că te afectează, bineînțeles, dacă pui suflet și pui muncă și ai în spate ați ani și ești respectat în industrie și vine cineva și își bagă practic pula în tot ce ai făcut tu, te afectează, bineînțeles. Dar ideea este în felul următor. Velea, după ce a pus răspunsul ăsta, ar fi trebuit să termine cu tot scandalul, să fie gata pentru el, asta să fie ultimul lui răspuns, pentru că a fost un video destul de complex, are 30 de minute. Să faci un video de 30 de minute pentru un puștan și după aia să scoți distrag, e cam mult, știi ce zic? Deoarece în video ăsta de 30 de minute Velea îl acuză pe Abby ca fiind cloud chaser și după aia el ce face? Scoate dis pentru un puș de 19 ani. El zice că Abby e un cloud chaser și peste două zile face exact același lucru. Cloud chasing. Păi, ce faci, frate? Te contrazici tu singur pe tine în tot ce faci? Nu-i ok. Adică, cel puțin eu așa văd lucrurile. Bă, dacă zici o chestie, ține chestia aia până la final. Sau că e urât. Adică, practic, tot răspunsul tău pentru Abby, în afară de părțile în care îți aperi familia și whatever, înțelegi tu ideea, este egal cu zero acum că tu ai făcut chestia asta. Cel puțin în fața mea. Adică eu nu mă așteptam de la tine să scoți un diss despre Abby, să-i dai atâta relevanță omului ăstuia, având în vedere că tu ești cine ești în industrie și ai atâția ani în spate de muncă și carieră și el are un an și câteva piese și să-i scoți diss despre el numai ca să faci niște vizualizări și ca să vorbească lumea despre tine, aia se numește cloud chasing. Și vreau înainte de toate să clarific ceva, nu sunt fan nici Abby, nici Velea.
Ok, să se înțeleagă. Eu sunt aici doar să vă prezint situația și să vă prezint părerea mea despre această situație și atât. Nu țin nici cu Velea, nu țin nici cu Abi, după cum v-am zis. Mie mi se pare că scandalul ăsta este ceva foarte pueril din punctul meu de vedere și inutil. Bine, nu chiar inutil, că s-au făcut câțiva bani de pe spatele acestui scandal. Oricum, părerea mea este că, bă, Velea, frate, n-ai făcut bine ce ai făcut cu disul ăsta, pentru că nu știu cine șoptește din spate, frate, dar e un marketing foarte prost pentru tine, pentru că scandalul ăsta este împărțit pe două tabere și pe două generații, pentru că, da, sunt două generații și care sunt foarte diferite din toate punctele de vedere, care niciodată nu o să ajungă la un punct de mijloc, pentru că fanii lui Velea sunt oamenii care deja au ajuns la un punct de maturitate, care au deja peste, nu știu să zicem, 25-30 de ani, care au copilărit cu muzica lui, care au ascultat muzica lui la radio când au făcut prima dată carnetul și au băgat Kiss FM și așa mai departe, știți ce zic? Muzica și oamenii lui Abi sunt mai tinerei, înțelegi ce vreau să zic? Și ăia de 30 de ani au ego-ul prea mare să lase de la ei și ăștia copii, na, sunt copii, frate, nu poți să le cer foarte multe. Bineînțeles, nu toți fanii lui Abi sunt copii și așa mai departe, dar sunt foarte mulți copii pentru că ei au timpul cel mai liber și ei sunt cei mai predispuși să găsească trenduri noi și să se asocieze cu ele. Și dacă asta e opinia mea, altceva nu mai am ce să zic pentru că nu mai este relevant. Presupun că ați văzut și răspunsul lui Velea, ați văzut și răspunsul lui Abi, oricum ăsta e răspunsul lui Abi în caz că nu l-ați văzut. Da, un răspuns plin, argumente bune. Deci da, mă, sper că v-a plăcut episodul ăsta, like, share, sub și așa mai departe. Spuneți-mi și mie ce părere aveți despre nou stil de editare, să zic așa. Un like și primiți. Ridică mâna de pe tine, plapuma. Ieri întârzia la școală, să-ți o bagi în boală. Nu ți-ai făcut nici geanta, ia de aici un pix. Și vezi că autobuzul pleacă la fix. Vrei, dar n-am bani. Vrei să-mi uit în gura la copii, să mă întorc pe jos cu...